cu ajutorul a 6 electrozi, 2 la frunte, 2 la mâini și 2 la picioare, în numai 3 minute se obțin numeroase și importante informații despre sănătatea persoanei testate. Aplicabilă și la copii, complet neinvazivă, testarea oferă rezultatele unor investigații complicate și costisitoare. Electrosomatograma este rezultatul grafic al funcțiilor a peste 96 de organe, aparatul urogenital, sistemul endocrin, aparatul digestiv, sistemul nervos, aparatul cardiovascular, sistemul osteoarticular, aparatul respirator, inclusiv măsurarea nivelului imunității. De asemenea, este afișată harta riscurilor de boală pe aparate și sisteme. Investigațiile cu electrosomatograma se pot face la Diperia Vitamed, programări la telefoanele 021-224-1147, 021-224-4695, 0722-465615. Bulevardul Mărăști, numărul 35, sector 1, București. M-a făcut knockout domnul profesor, domnul doctor Corldea. Silvia Ilie, cu explicațiile atât de limpede, m-a făcuse groghi de mai mult timp. Da, nu v-am lăudat acum, ce ziceți? Că v-am lăudat pe drept de fiecare dată, când se înțelege pe... Ia mai ziceți, domn doctor. Haideți. Da, vreau să mai vorbesc un pic și despre o altă boală de sezon acum. Suntem în plin intersezon în medicina chineză, ceea ce înseamnă perioada de activitate maximă a pancreasului. Este foarte interesant, pentru că vreau să vorbesc un pic despre reumatism. Ce înseamnă reumatism în medicina chineză? În medicina noastră știm dureri de oase, în termeni populari. Este interesant că, folosind acupunctura și biorezonanța, putem evalua care este starea tuturor articulațiilor din organism, care este starea aparatului osos, care este densitatea osoasă, dacă există risc de osteoporoză, putem vedea care sunt factorii care contribuie la acest risc de osteoporoză sau risc de reumatism și putem trata. Putem trata inflamația, putem trata durerea și putem ajuta țesutul articular să se refacă. Deci putem ajuta această chestie. Mie mi s-a întâmplat, tratând diferiți oameni, unii chiar de poliartită reumatoidă, să dăm un caz de o boală mai gravă, care s-au simțit foarte bine cu acupunctură. Și chiar ar fi foarte bine ca oamenii să știe că există alternative ca tratament medical la tratamentele foarte dure din punct de vedere alopat, cum ar fi prednisona. Pentru că este un tratament care... Din adică punctul meu de vedere, blochează nu foarte mult. Cortizonul? Cortizonul. Domnule, cortizonul mult bine a făcut medicinii, dar mult rău a și făcut. Da, deci dacă este folosit atunci când trebuie, face foarte bine. Dacă este folosit în exces... E devastator, totuși, ca efecte secundare. Păi eu trebuie să recuperez pacienții mai întâi după efectele nocive care au fost din cauza prednisonului și după aia încep să-i tratez. Te poți alege cu o furtună în organism, te-a reparat pe loc pentru un proces chestie, inflamatoriu exploziv, dar por mai lăsat în urmă o furtună de să chinuie doctorii după aia să aducă liniștea în organism 3 luni. Da. A stopat un proces inflamator de 2 zile și 3 luni o ia peticesc pe acolo. Da. Da. Să nu uit că vreau să fac o mică precizare despre ficat. Organele și sistemele care țin de ficat sunt ochii, mușchii și unghiile. De unde știm că sunt aceste 3 sisteme? Foarte simplu. Observați un pacient care bea, consumă foarte mult alcool și o să vedeți cu ce are probleme. Are cârcei, are ochii roșii și unghiile sunt friabile. Ca să revenim la reumatism. Astea sunt organe? Cele 3 aparate și sisteme care sunt sub controlul sunt locurile unde ficatul ne trage semnalul de alarmă că a ajuns la o limită de funcționare. Când avem probleme cu aceste 3 aparate și sisteme, oamenii trebuie să știe că dacă le-au apărut crampe musculare, nu întotdeauna sunt din cauza calciului. Nu, pot să fie din cauza ficatului. Când au probleme cu ochii, și asta chiar aș vrea să le spun oamenilor cu dragă inimă, că ochii sunt sub controlul ficatului. Deci dacă vrem să avem niște ochi sănătoși, trebuie să avem grijă de ficat. Și ficatul, avem grijă de el, avem grijă ce mâncăm și mai ales să nu ne mâniem. Asta este un lucru foarte important, pentru că mânia, așa cum am spus, ține deci, de ficat. Deci, bețivia, ochii roșii, mușchii,
topiți? Și cu crampe musculare, foarte mult. S-a întrebat și unghiile friabile. Reumatismul. Reumatismul este o boală care în medicina chineză este dată de două organe, de deficitul în energie pe două organe, și acestea sunt rinichii și pancreasul. Pentru că pancreasul face un lucru foarte interesant. Nu numai că reglează glicemia, este un organ care reglează sângele, sistemul nervos periferic și articulațiile. Și care sunt semnele că pancreasul a obosit? Deci înainte ca glicemia să crească, există niște semne că pancreasul este obosit. Și semnele că pancreasul este obosit sunt următoarele. Senzație de balonare, umflarea mâinilor și a picioarelor cu senzație de rece și stare de oboseală. Este o senzație specifică, senzația de sfârșeală, pe care mi-o și confirmă pacienții care au acest deficit, fără să fie nicio problemă. Pentru că eu atunci când fac o evaluare a pacientului, sigur, mă bazez pe ceea ce spune aparatul, dar în același timp mă bazez și pe luarea pulsului, pentru că în medicina chineză, pulsul, limba, ochii și urechea sunt elemente care pot să-mi ajute diagnosticul ca împreună cu aparatul să mă apropii cel mai mult, adică să nu mă bazez numai pe mașină, ci și pe om.